Liniște, liniște, acum rezolvă și mașina va fi ca șen. Acum un domn colonel va rezolva întrebări. Bă, nu descărca! Nu descărca, așa ne trăim în schinare. Nu ne dă voie să aducem boxele, asta e problem. Haide bă, că-i drumul nostru. Împrejurul mașinii și curios! Nu faceți scandal, liniște, acum vă rezolvați. Băieți, protejăm mașina! Împrejurați-o și înainte! Cum ne provoacă ei pe noi? Ei asta au cerut și vor! Ei asta vor! Ei ne provoacă! Hai, dau voi la boxe. Pornești. Ce pornești? Nu dau voie la boxe. Voi faci, voi asta mergi. Voi asta, voi faci. O, e special. Dacă își face Dodon, special își bate joc de oameni, e-i gata să împuște oameni, că să nu dă-i voie să treacă o mașină cu boxă. Dacă asta e Republica lui Dodon. Asta, distribuiți și ieșiți în stradă, oameni buni, nu vă uitați la bandiții ăștia. Ia uitați-vă ce se face aici. Ei își bat joc de oameni mari, de combatanți. O ajuns că se împingă ca să putem să trecem cu mașina. Dați-vă la o parte, la pentru o mașină. Dragă, uitați-vă, Dodon se teme din niște boxe ca să nu vorbească oamenii. Nu dă voie să aducem boxele în piață. Au adus toată poliția. Iată așa. Băieți, 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 băie
ca să nu existe sonorizare în piață, au adus toată poliția imposibilă și posibilă. Asta e zăcaz de sos, nu se uită la nică. Nu se uită așa, bandiță, și aveți voi. El n-a audit dacă rău. El l-a trimis aici. Ca să nu meargă. Nu vă dați cu bandiții mei, oameni buni, băi. Rușini, bără, rușini, băi. Jigodi! Jean Dodon! Jean Dodon, banditul! O scos toată poliția să nu există sonorizare! Se tem de boxe! Uite, oamenii s-au dus cu boxele! Nu dau voie să aducem boxele! Să nu putem vorbi! Ne închid gura! S-a dus toată poliția să ne închidă gura! Eu ce fac cu băieții noștri? Dau și ușigare, iată! Bat băieții care au luptat! Să nu ajungem la parlament. Vor să ne închidă gura, să nu audă, să nu avem boxe, chiar dacă nu-i nimeni. Oameni buni, ia tele provocator, cine ești? 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 Ia tele provocator, cine Сволочь сидеть бы. Ну треба дитя ласки и. Iau funcția lor, nu mai iau. Păi funcția asta nu e a lor. Funcția lor nu e asta. Da. Să dai drumul la mâini, să dai drumul, să dai cu lumea. Ei ne provoacă noi. Pune provocarea. Dați într-o parte libertatea de circulație. Mergem la parlament înapoi să sugerăm, să sugerăm. Oricum nu-i nimeni în parlamentul ăsta. Dar ce nu l-ați oprit pe Dodon când a pus floare acolo? Și atât! A? Unde ați fost noi? În 92! De ce l-ați oprit pe Dodon acolo? De ce nu l-ați oprit? A? Aveați ce avise ai voi măcar? Da! Nu l-ați oprit cu floare, mi-a zis cu cheful de stilbe! Eu de gând, îl dai de pământ! Măcar nu l-ați închei voi! Măcar nu sunteți voi! Copilul ăla, părinții care au luat acasă! Ce nu a făcut Plahotniuc, face Dodon. El nu a folosit forțele împotriva oamenilor. Dar ăsta e mai bandit decât toți bandiții. El de boxe se teme. Rupeați cordonul! Rupeați cordonul cipțenilor! Cipțenilor! Nu le teau! Niște Peter Concine! Omul cu drapelul și le-a pus. Iată, pentru două boxe și un o blocat circulația ca să nu ne auzim, să nu vorbim, să nu vorbim, pentru asta ne-a blocat.
Am fără mașină. Ce înseamnă fără mașină? Să le trăim în schinare. O trimis tătă poliția la negociere. Apa asta e poliție. Da, păi dai la și-o trimis, fără mașină. Dar ăsta așa trebuie și să-i, în Afgan așa, nu uite și nu trebuie. De partea oamenilor și. Da, de partea noastră. Așa e. Dă-le voie să duc cu mașina, nu umblați cu... Distribuiți, dragi prieteni, măcar atâta reușiți să-i susținem pe luptătorii noștri. Iată, uitați-vă cum procedează Dodon. O blocat străzile. El se gătește de război numai să nu piardă funcția și fotoliu, ca oamenii să nu ia, să nu vorbească. Am luat, au ajuns fii bătuți combatanții, nici Plahotniuc nu a făcut și face Dodon. Mulțumim, Alianța Cozac, ni l-ați adus pe Dodon. Noi nu putem vorbi, ni se închide gura. Eu v-am deschis ochii, vă vărtat creațele lor, legiți în direct în fiecare teme de curățenie. Dacă așa i-o dispersat pe oameni. Ați văzut cum o sări la bătaie fără nici o emoție. Odată noi, jos Dodon, nici un fel de poliție, jos dictatorul! Vă luptați, copii! Gine că documentează poliția. Trăiți bine, ca în Europa, ca în America, să vezi toate, să vezi dreptul la cuvânt. Familii și copii, luați partea poporului, fiți-vă, nu-i slujiți, nu-i slujiți hoților, bandiților, nu-i slujiți, voi v-ați spus întrebarea asta. Ne închid gura ca să nu vorbim, să nu punem boxe, să nu protestăm, să stăm acasă și îi stăi călare pe noi, asta vor. Nu se poate așa ceva, diavolul nu se poate așa ceva, îi trebuie să iei partea poporului. Da, băi, ne bat și nu vedeți. Partea poporului. În fața voastră stă oamenii care au luptat copiii au rămas fără părinți. Jos Dodon, banditul! Îl apără pe Dodon, nu pe altcineva. Să nu le trivojim liniștea, să nu-i deranjăm. Că ei nu sunt la lucru, președinția e goală, parlamentul e gol. Dar o scos stăt numai sala bătaie.